Bun găsit de la Muzeul Județean Ștefan cel Mare Vaslui. Prin intermediul proiectului muzeal Exponatul Lunii, pentru luna februarie a acestui an, Muzeul Vasluian a pregătit o lucrare a pictorului Niculiță Secreriu, intitulată Peisaj Compoziție, realizată în ulei pe pânză în anul 1979 de maestrul armoniilor cromatice, cum era cunoscut acesta în epocă. Taboul face parte din fondul colecției de artă Dr. Constantin Teodorescu a instituției noastre. Oscilând între figurativ și abstract în lucrarea peisaj-compoziție, pictorul Niculiță Secreriu alcătuiește o lume din contraste, armonizând suprafețe plane cu structuri vegetale, într-o cheie a unui univers lăuntric, rafinat, efect al unui echilibru vizual și al unei expresivități plastice ce îl reprezintă pe artist. Absolvent al Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București în anul 1966, la clasa profesorului Corneliu Baba, pictorul Niculiță Secreriu s-a născut la 1 februarie 1938 în comuna Bogdănești din județul Vaslui. În 1970 a devenit membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România și a urmat o carieră didactică de profesor de pictură, începută în 1983 până în 2002, la Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonița din București, iar în perioada 1993-1995 a fost lector la Universitatea de Arte în București. Opera pictorului Niculiță Secreriu cuprinde studii de culoare, compoziții și portrete în tehnici mixte, alături de teme și cicluri ale unor disponibilități reflexive, formulate în compoziții într-o perspectivă personală, ce reprezintă imagini poetice ale unor geneze, cosmogonii, chimere și personificări ale structurilor din natură. Expresivități nuanțate ale emoțiilor artistului, conceptualizând principiul vieții în univers, într-o viziune ce îmbină în pictură elementele aer, apă, foc și pământ. Pictorul Niculiță Secreriu a avut expoziții personale în București, la Galeria Ateneul Tineretului 1969, Galeriile Orizont 1991, Galeria Simeza 1999 și la Constanța, la Muzeul de Artă, în 2001. A expus la majoritatea saloanelor oficiale din țară, dar și în numeroase capitale ale Europei: Paris, Helsinki, Moscova, Haga, Praga, Bratislava, Stockholm și Bruxelles. Astfel că o mare parte din lucrările sale se găsesc în prezent atât în muzeele de artă din România, dar și în colecții particulare din Italia, Anglia, Elveția, Franța, Germania, Olanda, Bulgaria, dar și Canada și Statele Unite ale Americii. Pictorul Niculiță Secreriu a fost distins cu premiul Uniunii Artiștilor Plastici din România pentru pictură în 1999, iar în anul 2001 a fost nominalizat pentru premiul Academiei Române. În pictura sa, Niculiță Secreriu formulează morfologii și sintaxe plastice originale și sugestive. În 2003, a fost organizată o expoziție retrospectivă in memoriam la Galeriile Apollo din București, unde criticul de artă Corneliu Antim sublinia faptul că lumea lui Secreriu trebuie înțeleasă ca o proiecție a unei succesiuni de stări lăuntrice, o metafizică și o viziune cosmogonică a unui creator care formulează teorii gnosiologice. Criticul de artă Veronica Marinescu, la deschiderea expoziției retrospective din 2010, Secreriu, o viață, un destin, deschisă la galeriile Veronica Art din București, menționa că opera pictorului Secreriu este orchestrată pe baza unei arhitecturi cromatice și lasă o moștenire artistică laborioasă a unei munci perseverente în temperarea și împăcarea contrastelor, printr-o căldură afectivă asemenea unei simfonii care concură într-un tot armonios. Culorile sunt puternice, delicate, dramatice sau aureolate de fluidul abia perceput al binelui.
opera lui Niculiță Secreriu se împlinește încă sub necontenita reprivire a celorlalți, în magma formelor, a arhitecturilor sale cromatice, eclatante și savant orchestrate. Pictorul Niculiță Secreriu a dispărut prematur dintre noi la data de 3 august 2002 în București, lăsând în urma sa o moștenire plastică distinctă și autentică de mare valoare artistică. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invităm să admirați acest peisaj compoziție a pictorului Niculiță Secreriu.